Pandemia are și efecte pozitive asupra oamenilor. Se pare că tinerii s-au apropiat mai mult de lectură decât o făceau de obicei, iar acest lucru s-a datorat timpului petrecut prea îndelungat în casă. Majoritatea oamenilor petrec prea mult timp pe media digitală decât ar trebui și acest lucru a făcut ca cititul unei cărți să nu mai fie la fel de interesant pentru ei. Pandemia ne-a obligat să păstrăm distanța socială, iar rețelele de socializare au fost utilizate la maxim. Însă vine un moment când simți nevoia să faci ceva diferit, iar tinerii au ales să comande cărți de pe internet și să citească mai mult decât o făceau în mod normal. Te-a apropiat mai mult de lectură pandemia? Nu pot spune că m-a apropiat mai mult, pentru că oricum citeam destul de mult și înainte, dar dat fiind faptul că am avut mai mult timp liber, să zicem că am citit mai mult decât de obicei. Ce tipuri de cărți ai preferat? Prefer autorii străini în general, dar am citit și lectura pentru bacalaureat. Din autori străini am citit Jane Austen și Dostoevski. În această perioadă am citit foarte mult. Ce fel de cărți ai preferat? Romantice, uneori și psihologice. Lectura în viața adolescentului este primordială pentru că îl formează așa cum nimic altceva nu cred că reușește. Din păcate, tot mai puțini adolescenți nu obișnuiau să citească în timpul liber, unii din lipsa timpului, altora pentru că nu le place această activitate, iar alții sunt atrași de telefoane și nu de cărți.